care ne spune cum vor fi cele trei luni care încheie anul de vibrație 7. Am rămas la luna noiembrie. Cum se anunță această lună? Noiembrie, a 11-a lună. Ce observăm noi foarte frumos? Observăm că noiembrie are 2 de 1 în interiorul ei. Și atunci, în momentul în care observăm acest 2 de 1, ne gândim, în primul și în primul, la confuzie. Deci luna noiembrie poate aduce în viața noastră o formă de confuzie. O formă de îndoială. Unde găsim noi confuzia și îndoiala? În două direcții. Prima direcție putem să o găsim în relațiile noastre, afective, emoționale, și al doilea lucru putem să o găsim în relația cu noi înșine. Nu sunt destul de bun, nu mă pricep destul de bine, nu mă simt uh, destul de bine, nu sunt ok. Vezi, asta e o relație cu tine și ai o îndoială, ai un fel de a fi care te pune într-o asemenea formă de manifestare. Și o, o proiectezi în relație. Exact, și poți să proiectezi în relații foarte uh, bine. Și atunci, această îndoială are totuși un lucru bun, și anume, fiind pe o vibrație universală șapte, că știm că anul este de vibrație universală șapte, ea vine să se aspecteze în această lună pentru a noi ceva, pentru a transforma ceva, pentru a aduce ceva nou, pentru a scăpa de anumite obiceiuri proaste de anumite păreri chiar proaste despre tine sau despre celălalt și a pune în locul acestor păreri mai puțin bune niște păreri autentice. Adică îți aduce și autenticitatea luna noiembrie, tocmai din această îndoială. La un moment dat te vei sătura să fii îndoit, la un moment dat te vei sătura să mai ai tot felul de întrebări în cap, așa, și zici, gata, nu mai suport. Dau la o parte totul și schimb și va fi o schimbare tranșantă. De ce? Pentru că este o aspectare a schimbării în această lună. Este un an universal 7 și avem o lună care, cei doi de unul sunt două cifre de foc, care pot aspecta această zonă a agresivității, a nervozității și așa mai departe. Și iată că după atâta timp, dintr-o dată te enervezi și ai schimbat. Asta nu e un lucru rău, este tot spre din punctul creșterea meu, noastră. Din punctul meu de vedere nu este un lucru rău, de ce pentru că um, e posibil ca foarte mulți oameni să fi mâncat multe compromisuri până mm -hmm. luna aceasta. Și atunci ei azi așa, mâine așa s-au obișnuit nu să simt bine făcând compromisuri de fiecare și dată. Acumulează tot felul de și frustrări. acumulează, da, tot felul de frustrări. Aceste frustrări generează această îndoială despre care eu v-am vorbit și dintr-o dată cu ajutorul Bubuie focului, da? Bubuie și gata. să capacul. să capacul. Lucru bun, de ce? Pentru că dacă se întâmplă aceste lucruri și tu efectiv nu mai suport și vrei să faci lucrurile astea, îți va dărui o aspectare foarte bună în 2024. Adică, iată, reculul acestei stări de hotărâre într-o anumită privință sau mai multe privințe unde tu ai făcut compromis este benefică și în 2024. Se întâmplă asta doar în relațiile noastre de cuplu sau în toate tipurile de relații? Eu aș spune că se întâmplă în relațiile unde noi facem compromis. Toate Dacă tipurile eu de fac relații. compromis uh -huh. la locul de muncă, acolo se întâmplă. Dacă fac compromis în viața mea afectivă, emoțională acolo se întâmplă. Dacă fac în ambele locuri, se întâmplă în ambele. Deci, <laughs> este ai... o lună foarte bună din punctul meu de vedere. Gândind și pozitiv din acest uh -huh. spațiu zi? Și cum gestionăm acest foc din noiembrie? Din nefericire nu să putem să-l gestionăm El o să vină Adică stăm amândoi la masă și mâncăm o clătită Și dintr-o dată îmi vine așa o stare în mine sau ție Și explodează ga, explodez Și zici bă, poate că ai văzut că am tăiat o clătită Nu știu cum Sau ai văzut -o că eu în loc să mă uit la tine Când am ieșit la restaurant mă uit așa în sus Văd dacă trece vreun avion, vreo ceva. Și tu zici, bă, dar nu te mai suport. Deci, că explodăm te uiți. din orice? Dintr-o dată, așa. da? Din orice. Eu da, am dat exemple banale, cu clătita și cu restaurantul, uh -huh. ca să înțeleagă oamenii că dintr-un lucru minor poate să se ivească treaba asta. Pentru că tu ți aduci din spate niște lucruri. Și tu te gândești, bă, dar m-am săturat. Tu spui că în luna noiembrie vor fi foarte multe mognesc, foarte multe conflicte, uh -huh. dar totuși sunt cumva spre transformatoare, regeneratoare. Sunt transformatoare, regeneratoare, care ne ajută extraordinar de mult aceste lucruri. Deci, Dar totuși trebuie mult. să învățăm să gestionăm acest conflict, că să nu ajungem, nu știu, să ne dăm cu furculița în cap. Păi eu cred că ar trebui să ne gestionăm de luna asta. Ne pregătim de adică acum. să gestionăm de luna aceasta și să ne gândim așa. domnule, e posibil ca a zis Popescu la televizor, să ne certăm luna viitoare. viitoare. Ia să fac eu o sinteză, ia să fac eu o... Să mă uit la mine însă, sau la mine însum, cu sinceritate. Uh -huh. Și să o iau ușor, ușor. Adică în loc să uh, bubui în noiembrie, hai să văd care ar putea fi lucrurile care m-ar putea să uh, face pe mine să exagerez, m-ar putea face pe mine să o iau razna din punctul ăsta de vedere. Și atunci să planeți. În momentul în care, să zicem, nu fac chestia asta, că oamenii de obicei uită în 72 de ore, noi vorbim acum, dar în 72 de ore au uitat tot ce am vorbit noi doi aici. Uh, și atunci, uh, dacă se întâmplă chestia asta, vezi, tu ți-aduce aminte, uite ce ai spopesc. Și cum gestionezi chestia asta? Este bine să stai calm. În momentul ăla îți vine să urli, dar este posibil să conștientizezi, domne, urlu, și scoate din tine, nu jigni, dar să-ți dai seama că trebuie la un moment dat să te ponderezi. Cei care își scapă din control pot avea tot felul de stări agresive, chiar de violență, nu numai verbală și fizică. Așa dar, doar... e necesar. Da. Cei care au strâns în ei ani de zile, la ăștia n-ai ce să le mai face. Ăștia chiar boboi. Ok. Relațiile sunt provocate, toate tipurile de relații în care facem compromisuri. Din punct de vedere financiar, cum stăm în, în noiembrie? Ai bani de luna asta? Că... <laughs> Trebuie <laughs> să avem <bani. laughs> Nu e despre bani. Nu e despre bani. Anumite destine, într-adevăr, cifre de destin sunt aspectate interesant pe zona financiară. Dar... Uite cum ar fi patru, că tot e, că de-aia dau, de știu eu, deci dau de exemplu de patru, că ăștia au, fă, au avut un an execrabil. Cu banii, dar în rest nu. De ce? Pentru că nu este despre bani. Okay. Ai avut octombrie la dispoziție despre profesie, vocație, bani, uh -huh. să te așezi, să-ți dai seama, să ieși din tine, să te... fie totul ok. Noiembrie nu e despre bani. E despre zici, relații. E despre relații, da. Hai să vedem care sunt cele mai bune zile din noiembrie. Cele mai bune zile revoluționare Așa. din noiembrie. Sunt nouă ziua de 18 și ziua de 27 noiembrie. Iar zilele mai puțin bune din uh, noiembrie unde mare grijă la bătaie, și la astea 5 noiembrie, 14 și 23. Hai, stăm cu minte în aceste zile. Dacă poți. De exemplu, în 5 noiembrie sunt niște cifre de foc acolo, foarte uh -huh. puternice. La 14 mai puțin foc, la 23 și mai puțin. Deci în zilele astea, unul la mama, unul la tata, să da, să e okay. ce bine să stăm liniștiți în data de 5 sau să stăm singuri pe blog, nu știu, să ne uităm La mergem așa la munte, mergem la... Da. Da, mergem la munte, ne relaxăm. Hai să vedem și luna decembrie, ultima lună din an, ce ne aduce nou. Gata, s-a terminat. Mai avem o lună ba, doar. Mai avem o lună. S-a terminat, totul se așează, uite, ne-am dus în profesie și puterea vocațională în octombrie, ne-am rezolvat, ne conflictele. rezolvat conflictele în noiembrie, suntem singuri și totul e minunat. Și în decembrie, la vibrația acestei luni o ia altfel, adică se manifestă altfel. Am putea să gândim așa, noi începuturi, hartă, foarte frumoasă, planuri foarte frumoase pentru următoarea perioadă. Următorul an, dacă ar putea, prietenii noștri deci să facă treaba Deci conturăm din decembrie. Uh -huh. uh, o lună în care vorbim despre noi înșine ca identitate. Cine sunt eu ca bărbat și care este rolul meu în zona profesională, în zona afectiv-emoțională? Cum sunt eu? Cum sunt eu ca femeie? În domeniul meu profesional, în viața mea afectivă emoțională vine o perioadă în luna, decembrie, în care ne gândim foarte mult la noi înșine. Suntem cam egoiști așa și nu e rău. De ce? Pentru că atunci când tu îți asumi rolul tău de bărbat sau de femeie în zona socială sau în zona afectiv-emoțională, lucrurile nu pot să fie rele, ci numai bune. De ce? Pentru că tu te pregătești ca rol pentru 2024 care va fi un an extraordinar de puternic pe zona de relații, de rol social, de finanțe și așa mai departe, familie, un an extraordinar. Dar dacă tu nu știi ce rol joci ca bărbat sau ca femeie în viața ta profesională, dar și în viața ta personală, s-ar putea să ai o confuzie foarte mare în 2024. Și atunci, iată, decembrie vine și ți aduce o oglindire. Îți spune ca și cum o oglindă în față și te uit. Uite-te, bărbatule, sau uite-te, draga mea femeie, minunată, uite-te să vezi care e treaba. Un alt lucru care este interesant în luna decembrie este această sinteză pe care noi o putem face în urma acestui an, pe care l-am 2020. Da. E, această sinteză poate să fie pentru unii dintre noi, încă o dată spun, nu pentru toți, pentru unii dintre noi, mai ales pentru destinele, de exemplu, impare. Poate să fie revelatori. Adică atunci oamenii ăștia pot lua niște decizii de alea, extraordinar de puternice și anume să zic așa m-am săturat să stau în București. Nu mai am niciun chef. Da, da, stai că ești director aici la multinacională. Uite aici ai casa, uite aici ai masă, uite plăcintea pe masă, uite ai de toate aici. Ce ți-a venit? Nu mai suport. Sunt niște schimbări radicale. Și în își dă demisia, își vinde casa și pleacă în alt oraș. Că pleacă, nu în București, poate pleacă la Iași, sau poate pleacă, nu știu, la Roma, sau poate pleacă la deci Palermo. astfel de decizii vor fi astfel radicale. De decizii radicale, da. Adică pur și simplu el începe, acel om, femeie sau bărbat, să simte într-un an fel, într-o dinamică și zice, păi, gata mă, eu chiar nu mai am chef de orașul ăsta. Și îi pot începe un, o nouă viață, acu de sărbători, te și uimești, adică să sperie lumea, băi, ce ai mă? Stai da? să treacă sărbătorile. Stai puțin să venim cu clopoțelul, să venim așa. Nu! Adică Acum. pot fi oameni care au decizii de genul acesta și să plece. Sunt așa impulsuri puternice? Impulsuri foarte puternice. Dar e și o lună bună, știi? Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere uh, personal, afectiv-emoțional, dacă nu te-ai reglat uh, în, noiembrie? în noiembrie, o merge așa la anga, așa cum. O să te reglezi în partea -altă. Când o să te reglezi? Păi, îți mai vine ianuarie, îți mai vine uh, un martie, de exemplu, la anul o să fie, dar vorbim noi. A, vorbim. Așa. Uh, și atunci, uh, îți vine așa în decembrie, adică, domne, uite, e o lună bună, pot să-mi vând casă. Deci sunt benefice totuși aceste schimbări radicale care vin în decembrie? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că șapte este o cifră, anul universal șapte este o cifră a profesorului exigent. Și atunci noi, de-aia, avem pornire de genul acesta. Uite, la anul nu să le mai avem. Dar anul acesta, până la sfârșitul lui, până de Revelion, o să avem tot felul și au fost luni în care avem, am avut tot felul de porniri de genul acesta, uite, în martie, de exemplu, am avut tot felul de. de astea, au fost mulți oameni care au avut tot felul de porniri de genul acesta, în iulie, iarăși. Uite, de-aia, pentru că anul Universal 7 este profesorul exigent. Știi sau nu știi? Lecția. Cine... Nu te mai lasă. Știi, stai puțin... Și în decembrie testul final? În decembrie ar putea să fie testul final. Iar spun, din punctul meu de vedere, eu cred că este bine așa. Adică nu mai merge langa așa. Știi? Ce Mâncând nu funcționează în viața noastră. toată ziua compromisuri, făcând toată ziua ceva ce nu îmi place, ceva ce nu mă reprezintă cumva, ca bărbat sau ca femeie. Cumva putem să spunem că ne punem pe calea noastră. În decembrie. Nu știu, dar cred că tu, bine, tu ești fată bună, tu spui așa că ne punem pe calea noastră. Păi, dacă eliminăm toate compromisurile din viața noastră, da, tot poți ce nu funcționează, o să rămâi așa. Ok, am eliminat tot. cu ce fac? Și dacă n-am planul, s-ar putea să mai stau puțin. Mă ajută ianuarie, mă ajută februarie, dar s-ar putea să rămân așa. Dar luându -o așa, macro, hai să luăm uh -huh. macro, da, toate aceste schimbări toate aceste lucruri care se întâmplă octombrie, noiembrie, decembrie, te pot pune pe calea ta. Chiar dacă asta presupune haos. Nu e haos, din punctul meu de vedere. Este profesor exigent. Zice, bă, du-te și învață, chiar nu știi. Du-te și învață. Cine vrea să facă chestia asta? Cine nu vrea, nu e nicio problemă. Până în 2025, e bine așa. Ei, și cum facem față acestor transformări din decembrie? A, din punctul meu de vedere, vezi tu, Cine ești tu ca bărbat, cine ești tu ca femeie? Am spus puțin mai devreme. În momentul în care ai, asumată, cum, ai asumat comportamentul tău... Și identitatea. Și identitatea, în momentul respectiv, 50% din lucrurile ai rezolvat. Uh -huh. Adică să zici, bă, chiar sunt o femeie minunată. Ai văzut că Sau... în multe cupluri, rolurile cumva sunt inversate. Da, ăia o să aibă cel mai mult de furcă acolo. Adică el când stă cu căruțul în parcare așa, o să ai o revelație. Stai, bă, că sunt bărbat, bă. <laughs> stai puțin că eu trebuie să fiu la muncă, nu în parcare aici. Așa. Și ea când stă la muncă și aduce bani acasă și își ia responsabilitățile sociale și nu mai știe de capul ei cum să facă, să plătească facturi și așa, poate să stea acolo în birou la ea și o să zică, bă, stai un puțin că eu sunt femeie. Aș vrea să mă bucur și eu de viața asta, aș vrea să trăiesc în sufletul meu minunat de femeie. Hai să pun pe ăla cu căruțul, alo căruțul, ia treci bă la muncă. Adică efectiv. Rolurile astea o să, Pentru că e normal să fie așa. E normal ca o femeie fiind emoțional să trăiască niște emoții. E, e rău să-și închidă sufletul. E rău să se ermetizeze așa și să fie bărbat și să facă toate lucrurile astea. Bărbații ar trebui să facă asta. Decembrie este și despre un bilanț financiar. Da. Este despre un bilanț financiar. Am, am spus puțin mai devreme și îți mulțumesc că mi-ai reamintit. Este o lună, din punct de vedere financiar, este o lună bună. Uh -huh. Nu este o lună proastă. Da, da, am spus, vrei să vinzi ceva? Este o lună bună și oamenii care sunt foarte buni în meseria lor și au fost remarcați de-a lungul anului, prima aia, știi, petrecele de sfârșit de an, știi cum să fac, ei vor fi remunerați, unii dintre oameni vor fi avansați. Nu este o lună proastă, din punct de vedere profesional și financiar. Alții, cum să spun, o să semnezi niște contracte interesante, că păi, acolo, la sfârșitul anului, te-ai găsit să semnezi contracte? Da, el s-a găsit acum, pentru că, de ce? Este o perioadă foarte bună și acum a găsit oportunitatea aia. Acum uh -huh. s-au întâlnit cei doi oameni de afaceri care pot pune bazele unui contract foarte frumos sau, în cazul freelancerilor, celor care sunt freelanceri, Acum în luna aceasta pot beneficia de niște contracte interesante, de niște um, um, afaceri bune uh, financiar vorbind și așa mai departe. Parcă toată lumea să strânge în decembrie să facă bani. Bă, n-ați avut timp tot anul, uite acum să strâng. că e bine că avem cheltuieli multe de sărbători. De vedere, exact, e foarte bine pentru că trebuie să iei cadou de moș Nicolae, trebuie să iei cadou mm -hmm. de moș Crăciun. Este o cu cheltuieli foarte mari. Da trebuie să te duci și tu la munte, să te înveți acolo de revilon, să te uiți la artifică. Deci trebuie să faci ceva și asta cheltui. Dar din punctul meu de vedere e bine. Din punct de vedere al sănătății.